Vă salut, stimați prieteni, la sfârșitul anului 2023, un an destul de dificil, dar și cu evenimente importante, care au adus și unele rezultate destul de interesante. Astăzi suntem în ultima emisiune pentru acest an, un nou format care vă aduc aminte, l-am lansat câteva luni în urmă, în luna septembrie, și mă bucur că aceste live-uri ale noastre sunt urmărite, sunt destul de multe întrebări care vin din partea dumneavoastră și eu sunt fiar convins că vom continua și în anul care vine. Dar în această ultima emisiune de astăzi, eu vreau să fac unele totaluri pentru anul 2023, foarte succinte, 3-4 evenimente sau lucruri care au marcat anul 2023 în opinia mea și câteva 2-3 evenimente majore care, sau acțiuni care vor marca anul 2024. Deci, anul 2023, eu o să mă refer la 3 subiecte, la un an de stare excepționale, la alegerile locale și la politica externă, pentru că știți că au început negocierile pentru procesul de integrare europeană. Deci, an de stare excepțională. Cu regret, întreg anul 2023, Republica Moldova, la fel ca și anul 2022, l-a trăit în stare excepțională. Eu am menționat de mai multe ori, o să repet și acum, că această acțiune ilegală a Maia Sandu și a guvernului său a fost necesară pentru a acoperi fără de legile pe care le-a comis PAS, gruparea criminală organizată a Maia Sandu, la toate capitolele. Dar acest an de stare excepțională pentru Republica Moldova a adus rezultate foarte proaste pe toate domeniile. În economie, pentru prima dată, suma record a datoriei peste 100 de miliarde de lei, un deficit bugetar record care nu a mai fost în anii precedenți, agricultura la pământ și agricultorii au plecat din piață fără a obține suportul din partea statului, gaz procurat prin intermediari, gaz rusesc, la preț foarte înalt, care nu permite scăderea tarifelor pe intern. Apropo, la acest capitol vreau să menționez că recent Gazprom a micșorat prețul gazului pentru Republica Moldova, 300 și ceva de dolari. Și atunci pun întrebarea către guvernanți, de ce în situația când Gazpromul ne oferă gaz cu 350 sau 300 și ceva dolari per 1000 de metri cub, noi procurăm gaz prin intermediar cu 600-700 de dolari per 1000 de metri cub. Spuneați că Gazpromul nu dă gaz ieftin. Poftim, zilele acestea am citit. Dacă am fi procurat acum de la Gazprom cu 350-380 dolari per 1000 de metri cub, tariful trebuie să fie mai jos de 10 lei pe metru cub de gaz pentru consumator. Eu am primit factura, ca și cum ați primit și dumneavoastră, să zic prețul 16-17 lei pentru un metru cub de gaz pe care noi îl consumăm. Păi că această situație excepțională în economie a dus cu regret aceste rezultate. În domeniul social, în premieră pentru ultimii 10-15 ani, rata absolută sărăciei a depășit 30% în Republica Moldova. Exodul populației, fuga populației în Republica Moldova continuă. Pensiile indexate pentru anul viitor cu 6%, minimul cu 4-5%, mai puțin decât trebuia să fie indexate. Eu mic au schimbat modalitatea de indexare a pensiilor. Dacă anterior se calcula inflația până la 1 aprilie, acum i-au pus până la 1 ianuarie ca să economisească sau să ia de pe pensionari 4-5%. În schimb, au găsit bani pentru creșterea salariilor miniștrilor, judecătorilor, procurorilor și celor apropiaților. Au mai creat încă din contul statului un organ de cenzură. Ați văzut ce se întâmplă. Ieri au fost numiți doi cetățeni care sunt slujitori ai PAS-ului și au fost pe parcursul ultimilor ani ungiști care au slujit intereselor Maia Sandu. Pentru pensionari nu găsim bani, dar pentru oamenii săi de buzunar și pentru miniștri care nu fac nimic, Maia Sandu găsește bani. Așa că și la domeniul social avem un dezastru total. În domeniul statului de drept, reforma justiției, cred că deja arăt și porumbeii de pe clădirea Consiliului Europei de la Bruxelles. Toți înțeleg că Maia Sandu cu reforma justiției a discreditat complet statul de drept. Am citit recent că ieri au modificat procedura de numire a procurorului general. Ați văzut probabil au luat decizia să se dezică de punctajul
în evaluarea candidaților. Doamna Maia Sandu, acest punctaj a fost introdus împreună cu dumneavoastră de mine, când eram șef de stat și Mataia erai prim-ministru în luna septembrie-octombrie 2019. Atunci noi am convenit că procurorul general trebuie să fie ales prin concurs, evaluat cu punctaje la fiecare subiect, la fiecare abilități a candidatului. Ieri dumneavoastră ați exclus acest proces transparent pe care l-am aprobat împreună. Știți de ce? Pentru că probabil pregătesc să numească un procuror tot de peste prut, la care tot o să-i dea cetățenia pe ascuns, noaptea ca hoții, pentru a numi un procuror care o să execute ordinele Maia Sandu. Pentru că cei de pe intern deja nu vor să execute ordinele Maia Sandu. Deci ei și vor să aducă pe cineva din afara țării. Aceasta va fi încă o trădare a intereselor statului dacă Maia Sandu va face acest lucru în următoarele zile. Dar noi avem informație că Maia Sandu și-ar dori să-și aducă un procuror, cum îl numea Catani, numai că nu din Italia, dar din România, din nou pe cineva pe linia Soros, să vândă și procuratura sorosiștilor, așa cum a vândut Banca Națională. Apropo, ca să nu revin la Banca Națională, Maia Sandu să știe că pentru aceasta vei fi trasă la răspundere. Pentru acordarea cetățeniei noaptea, pentru votarea în plenul Parlamentului contrar tuturor procedurilor. Și doamna Ana sau Anca, cum îi spune, care a venit din România, eu vreau să vă dau un sfat. Dumneavoastră nu trebuie să fiți complice la fără de legile regimului Maia Sandu. Faptul că următorul parlament o să vă dimită, asta este 100%. Pentru că s-a încălcat procedura. Pe procedură se va merge și acest mandat pe care dumneavoastră acum ați intrat în funcție câteva zile în urmă, el va fi anulat. Și Banca Națională va reveni în slujba statului Moldav, așa cum a fost pe timpul Talmaci. După Talmaci noi n-am avut guvernatorii Băncii Naționale demni de a se numi guvernatorii Băncii Naționale. Următorul parlament va anula acest vot. Eu sunt fier convins. Iar Maia Sandu și complicii săi vor fi trași la răspundere. Așa că și pe domeniul statului de drept, guvernarea în acest an a dat-o în bară. Și cu vetting-ul, și cu pre-vetting-ul, și cu numirea judecătorilor, și cu transferul judecătorilor din instanțele inferioare, instanțele superioare, și cu dosarele penale la comandă, și multe, multe, multe altele. Al doilea eveniment a anului, cred că să fiți cu toții de acord, este alegerile generale locale, care, în pofida presiunilor și utilizării resurselor administrative din partea Maia Sandu, au demonstrat că 70% din cetățenii țării sunt împotriva Maia Sandu și împotriva PAS-ului. Alegerile locale, Maia Sandu le-a pierdut. Principala concluzie a alegerilor locale este că regimul Maia Sandu și gruparea ei criminală nu mai au legitimitatea să vorbească și să conducă din numele majorității cetățenilor Republicii Moldova. Majoritatea cetățenilor deja votează împotriva Maia Sandu și PAS. Și este evident că după aceste alegeri locale, traseul PAS-ului și Maia Sandu va fi doar în jos. Încearcă-i cu referendum, o să vorbim într-o două parte, evenimentele anului viitor, dar deja traseul este spre apus. Și acest lucru l-au înțeles toți. Știți ce am observat eu după alegerile locale, pentru că ultimele zile am fost în toate, fost în zonele nord, centru, sud, ieri am fost la Ștefan Vodă, la altări la Bălți, am convocat colegii din teritorii, am discutat cu ei rezultatele anului. Știți ce am observat nou după aceste alegeri locale? Oamenii au început să fie mai îndrăzniți. A început să dispară frica. Alegerile locale au dat o anumită încredere în populație, în cetățeni, că totuși regimul Maia Sandu poate fi învins. Și eu cred că acesta este cel mai important rezultat al alegerilor locale. Al treilea, acest an a fost marcat de o agendă externă, politică externă destul de activă. Am avut un eveniment la Bulboaca, care ne-a costat câteva sute de milioane de lei. Până la urmă nu știm detaliile, cât au costat exact și unde s-au dus banii. Partea bună acelui eveniment a fost că Republica Moldova a fost în premieră vizitată concomitent de 10 de conducători de state și eu consider că acesta este un eveniment bun pentru imaginea țării, dar efectul pentru cetățeni noi nu l-am văzut. Am văzut în acest an 10 de vizite a Maia Sandu în extern.
Nu 3, 4, 5. Cândva pe minimum vinuiau. Mai Sandu mai mult de 2 săptămâni nu a stat în Republica Moldova. Urmăriți. Noi facem și o analiză. Maximum 7, 8, 10 zile și mai Sandu fugea din țară. Luați 12 luni, 48 de săptămâni și o să vedeți că în acest an Maia Sandu a făcut peste 20-25 de vizite externe. Oare cu aceasta trebuie să ocupăm președintele țară? Sau are probleme interne cetățenilor? Maia Sandu, ori duceți-vă cu totul, ori rămâneți acasă, discutați cu lumea. Eu știu că în zilele acestea plecați iar în vacanță, nu știu unde, pe câteva zile sau săptămâni. Ați obosit tare. Și evident, la sfârșitul anului, acest eveniment cu mare show, artificii de începere a negocierilor pentru aderare la UE. Repet, acesta nu este un succes al Maia Sandu. Acest lucru este o decizie geopolitică dictată de războiul din Ucraina. Toți înțeleg acest lucru. Și acesta nu înseamnă că Moldova va fi membra UE în următorii ani. Turcia, Serbia, zeci de ani au început procesul de negociere. Și încă nici nu sunt pe aproape. De ce oamenii vor uita de aceste șouri și vor întreba despre viața zi de zi, despre viața cotidiană. De ce anul 2023, putem spune că a fost un an pierdut pentru Republica Moldova, atât pentru intern, cât și pentru reforme. Da, au fost câteva show-uri externe, destul de impresionante, dar pe intern, noi, moldovenii, am devenit mai săraci, mai bătuți de soartă, mai puțin încredere în viitor, mai mulți plecați din țară, dezamăgirea în anul 2023 a crescut cu regret. Anul 2024. În primul rând, anul 2024 va fi un an foarte, foarte nu simplu sub aspect geopolitic. Anul 2024 poate fi numit anul alegerilor cruciale. La nivel, nu, acum și ajungești la Republica Moldova, mă refer la alegeri la nivel internațional, care vor afecta într-o măsură sau alta și situația din Republica Moldova. Deci anul 2024 este anul bătăliilor electorale, regionale și mondiale. Avem alegeri în România, alegerile președintele, avem alegerile în Federația Rusă, luna martie, sunt alegerile în Parlamentul European, începând cu luna martie și campania electorală și în iunie sunt alegeri, care va schimba tabloul și conducerea Comisiei Europene. Sunt alegerile în Statele Unite ale Americii care vor influența situația la nivel mondial și tangențial situația din Republica Moldova. Deci anul 2024 este anul bătăliilor electorale, regionale și mondiale, care, repet, vor influența situația din Republica Moldova. În Republica Moldova avem alegeri prezidențiale. Ieri, printr-un exercițiu manipulatoriu, vreau să-l numesc, Maia Sandu a decis că alegerile prezidențiale trebuie să fie împreună cu referendumul. Eu sunt fiar convins că Comisia de la Veneția ne va taxa și va spune că este ilegal acest exercițiu. Dar lor le tot una. Câte până acum au fost decizia Comisiei de la Veneția care au criticat ceea ce face Maia Sandu. Maia Sandu nici nu sunt ele. Merge mai departe ca tancul. Pentru ce a trebuit Maia Sandu acest lucru să-l fac? Apropo, în primul rând, haideți să vorbim cu termenii. Au modificat și perioada. Dacă anterior era 60 de zile, până la expirarea mandatului președintele, acum sunt 90 de zile. Eu cred că alegerile prezidențiale împreună cu referendumul vor avea loc pe data de 6 sau 13 sau 20 octombrie. Așa trebuie să aibă loc la sfârșitul octombrie. Dar ei vor să le facă anume în perioada aceasta. Și vă explic de ce. Din două considerente. În primul rând, Maia Sandu vrea să facă prezidențiale până începe perioada rece a anului, până începe a veni facturile pentru energie electrică, gaz, care în următorul an vor fi la fel de mari. Pentru că ei cumpără gaz rusesc în intermediari și fac bani de campanie electorală. Deci, primul argument de ce au schimbat din nou perioada. Ca să facă alegerile când va fi cald. Și a doilea, Maia Sandu vrea să facă alegerile până la alegerile din Statele Unite. Eu vă aduc aminte, în 2016 și 2020 alegerile prezidențiale în Republica Moldova aveau loc exact în perioada când a fost ales în 2016 Trump, în 2020
președintele Statelor Unite actual, Biden. Maia Sandu înțelege că este protejată în mare parte de administrația Statelor Unite Americii. Noi lucrurile să le cunoaștem cu toți. Maia Sandu joacă în interesele sorosiștilor și globaliștilor. Lucrul ăsta deja este evident și clar pentru toți. De aceea Maia Sandu vrea să facă alegerile mai devreme, până când va fi bătălia de bază la alegerile din Statele Unite. Și să profite de perioada caldă care va fi în luna octombrie, ideea lor. De aceea, cel mai probabil, la începutul septembrie, primele zile a septembrie anul viitor, noi cu dumneavoastră vom intra în campanie electorală pentru prezidențiale și pentru referendum. O să vorbesc de fiecare alegeri sau de fiecare campanie electorală separată. În primul rând, ce ține de alegeri prezidențiale. Repet încă o dată. Poziția mea personală și a socialiștilor este ca toți împreună forțele de opoziție să depistăm un candidat comun, unic, nepartinic, nu membru de partid, pe care să-l susținem în lupta contra Maia Sandu. Noi suntem gata să facem acest pas. Apropo, ca să cunoașteți, eu am început deja negocierile, discuțiile cu câțiva lideri de partide importante. Nu o să deschid parantezele, nu este corect față de acești colegi de opoziție, dar cu câteva persoane, cu câțiva lideri, eu deja am discutat. Suntem în căutarea unui candidat comun. Sperăm că vom putea depista o astfel de candidatură. Obiectivul numărul 1 este ca Maia Sandu să fie învinsă și să eliberăm statul Republica Moldova de sorosista Maia Sandu. Și eu cred că acest obiectiv este real. În ce sunt de referendum? Prin acest referendum, Maia Sandu din nou divizează societatea. În primul rând, Maia Sandu vrea să utilizeze resursul administrativ și financiar din partea statului pentru referendum, pentru campania sa prezidențială. Spune tot împreună. Noi, socialiștii, considerăm că nu este corect să pună așa întrebarea la referendum. Dar să dăm și alte opțiuni cetățenilor. Noi, ca partid pro-moldovenesc, insistăm și vom face campanie în anul viitor ca la referendum să fie pus subiectul politicii externe echilibrate, relații bune și cu Estul și cu Vestul. Și eu sunt fer convins că dacă la referendum va fi pusă așa întrebarea, 70-75% de moldoveni vor susține anume o astfel de abordare. Nu cum Maia Sandu ne divizează în pro-ruși, pro-europeni. Noi toți, sau marea majoritate cetățenilor, vrem să fim pro-moldoveni. Relații bune și cu vecinii noștri europeni și cu Federația Rusă, evident. De aceea, repet, socialiștii vor promova anume acest mesaj. Nu mesaj care divizează societatea în pro-ruși și pro-europeni și pro-americani. Dar noi trebuie să unificăm societatea. De aceea, Maia Sandu, dacă nu ai frică, haideți să introducem la referendum anume așa subiect în buletin de vot. Sau dacă doriți, hai să faceți două buletini de vot. Sunteți pentru, cum propuneți voi, integrarea europeană? Sau sunteți pentru relații bune cu Estul și Vestul? Eu sunt ferm convins că 70% și mai mult vor vota de moldoveni pentru relații bune și cu Estul și cu Vestul. Dar Maia Sandu acest lucru nu-l dorește. Pentru că vrea să ne împartă. Asta e cu Europa, dar asta e cu rușii. Gata. Asta sunt dușmani. Doamna Sandu, un președinte adevărat nu se teme de voința poporului. Un președinte adevărat face tot posibilul să consolideze poporul, nu să-l divizeze din nou pe baricade. Și dacă dumneata, Maia Sandu, crezi că vei câștiga prezidențiale prin această divizare, că cine nu-i cu noi, e cu rușii, și-i dușman, și-i trădător, și-i separatist, și el trebuie împușcat mediatic prin patriotul vostru, păi vă greșiți amarnic. Oamenii nu sunt proști, cetățenii moldovii nu sunt proști. Moldovenii au înțeles foarte bine ce sămânță ești, mata, Maia Sandu. Și nu o să te ajute nici referendum absolut nimic. Chiar și cei care sunt pro-Europa nu o să voteze pentru Maia Sandu, pentru că ceea ce face Maia Sandu, asta se numește excrocherie prin acest referendum. Dacă nu vă temiți, haideți să dăm și alte opțiuni pentru cetățeni să voteze. De aceea, cu referendumul, noi insistăm să fie opțiunea relații bune și cu Estul și cu Vestul. Și suntem fer convinși că marea majoritate moldovenilor anume acest lucru și îl doresc.
Al treilea subiect important pentru anul viitor este și bugetul deficitar. Eu nu o să mă opresc la el pentru că am discutat. Dar cineva m-a întrebat, domnul, dar pentru ce facem mai asta toate lucrurile astea? Eu vreau să vă explic. Eu consider că, și sunt fier convins, că Maia Sandu pregătește lichidarea Republicii Moldova. Pe parcursul primului său mandat, și sper că ultimul mandat de președinte, i-a vândut țara pe bucăți. Ultima vânzare asta a vândut Banca Națională Sorosișilor. Mai înainte au dat stadionul american și multe, multe alte lucruri. Au participat Maia Sandu în furtul miliardului, toți știm lucrul ăsta. I-a votat și gros a votat. Atunci când se fura miliardul în guvernul Leanc, erau membri de guvern. Grosul era vice, dacă nu greșesc. Dar Maia Sandu până acum a dat țara pe bucăți. A dat anumit un român la spălarea banilor, întâi țin sminte, serviciu, de urmărire a spălării banilor. A dat Banca Națională, acum vrei să-i dea procuratura, a cedat media, plăcătiu mai înainte a dat băncile. Păi uite, Maia Sandu, într-a doilea mandat, dacă Doamne ferește, reușește, vrea să lichideze complet Republica Moldova. Maia Sandu vrea să fie ultimul președinte a Republicii Moldova. După ea nu va mai fi Moldova. În primul mandat acest lucru ea nu reușește. În primul mandat el ne vinde pe bucăți. Într-a doilea mandat, dacă moldovenii nu vor fi deștepți, Maia Sandu va lichida Republica Moldova. O va anexa României. Și noi nu vom avea stat. Pentru că ambiția personală să rămână ultimul președinte în istoria contemporană a Republicii Moldova. Eu cred că noi lucrul ăsta nu trebuie să-l permitem. Și noi nu îl vom permite, nu îl vom admite. Toți împreună. Toți ne vom uni împotriva Maia Sandu. Pentru păstrarea Republicii Moldova. Acum, stimați prieteni, câteva întrebări care vin. Da, cineva mă întreabă cu socialiștii. Socialiștii, deja am spus, noi plecăm pentru candidat unic și avem la anul congres, alegem președintele Partidului Socialiștilor și ne mișcăm cu toți împreună. Socialiștii va fi forța principală în următoarea guvernare. Noi o să alegem cu cine o să facem următoarea guvernare. Dacă o să fim, o să găsim limbă comună cu alte partide de opoziție, să avem candidat comun la prezidențiale, eu aș pleda în genere pentru o coaliție largă la parlamentare împotriva Maia Sandu. Dar asta este prematur să vorbim acum. Dar la sigur, socialiștii împreună cu alte partide vor fi la guvernare fără Maia Sandu peste un an. Acum câteva întrebări. Alexei, normal ce se întâmplă cu comasarea spitalelor? E drept că deja decizia referitoare la spitalul Toma Ciorba și cel dermatologic a fost luat. Alexei, nu este normal ce se întâmplă. Spitalul Toma Ciorba a rezistat și războiul, a rezistat și perioada când s-a distrus Uniunea Sovietică, a rezistat și anii 90, privatizările care au fost fonduri de investiții, programa Pământ, care a fost în toată țara, zeci de miniștri. Și că spitalul Toma Ciorbă, cu regret, ieri, prin hotărâri de guvern, a fost luată decizia să fie lichidat. Ei vorbesc de comasare, dar și tot se ascunde după optimizare, comasare, amalgamare, dar de fapt o lichidat, spitalul Toma Ciorbă. Spitalul Toma Ciorbă, care primul a primit în COVID, primele persoane, când au venit prima doamnă cu COVID din Italia, în luna martie 2020, ea a fost internată în Toma Ciorbă, pentru că sunt cei mai buni specialiști acolo. Eu de 10 de ori am fost acolo. Eu am susținut acolo oamenii. Am mânat distincții în acel spital. Și că Nimerenco împreună cu Maia Sandu, în interesele unor grupări mafioce care vor să iei terenul de pe bulevardul Ștefan cel Mare, a luat decizia să lichideze Toma Ciorbă. Evident că vor răspunde pentru aceasta. Eu vreau să-i preîntâmpim pe cei care vor să cumpere acest teren. Nu vă vărâți acolo. Eu înțeleg că deja sunt înțelegeri acolo cu atcaturi, cu variante. Nu vă băgați, pentru că o să fie anulat și acest teren și acest spital va reveni în proprietatea statului. Acolo a fost, este și va fi spital. Chiar dacă acum voi o să încercați să distrugeți ceva, pe urmă noi o să găsim posibilitatea să restabilim, să construim o nouă clădire, așa cum a fost ultimii câteva zeci de ani. Doamna Baraliuc, adnăclasnic. Domnul Igor Nicolae, spuneți totul corect, dar din păcate nimic nu se schimbă. Poate e vremea de trecut de la vorbă la fapte concrete. Doamna Baraliuc,
Dar care este soluția? Revoluție? Eu aud niște deștepți în afara țării. Вы там делаете революцию, а я подключусь. Сын дештепцы, который фуджит дин цара. Как хоцы, как гузгани фуджит. Шаму старый марь дештепцы на фара цари. Бесло, виницин цара. Не бойтесь, друзья, виницин ко цара. Шти слачи марьфер. Хай виница касчин. Я нам фуджит дин цара, ваштеп так кас. Лонг штеп анчел марь ваштеп. Так сын тец аж один хитрый, шан дразнец. Слуптацк мая санду дипи баррикаде дин типа мало мэри морти. И тари прикольно аж. Не сын кваче кас. Дештепцелор. Дачи я, дамна Баралюк, я сунт пентру масури демократичи, инструменты демократичи. Инструменты демократичи сунт алегерли. Алегерли локалю демонстрат, ка ну сунт тем маймулц, ка мая санту. Алегерли президенциали я трес пуи пункт на частой истории. Яр революциили, пекаре чили дореск уни, каре стал пен Израил, e ușor cu mâinile altora să faci așa. Aici să fie vărsări de sânge, dar cineva să odihnească, nu știu unde. Tare deștepți voi sunteți acolo. Să ne lămuriți noi moldovenilor, păi și-ați furat $1 miliard și stați bine, mersi. Să ne spuneți cum noi în Moldova să trăim bine. Lasă că ne lămurim noi și fără voi. De ce prin vot, doamna Baraliuc, prin vot, dacă o să ne ia dreptul la vot, dacă nu o să ne permită să votăm, dacă o să ne dicteze candidați și o să scoată pe tot și o să rămână Maia Sandu, atunci noi nu o să avem altă soluție. Atunci poporul trebuie să ia puterea în mâinile sale. Dar acum eu pledez pentru instrumente democratice. Victor Advahov, что вы думаете о закрытии 6 детских домов, от оптимизации персонала или экономии бюджета на детях, и о закрытии университета спорта и больницы Тома Чоба? Виктор, по поводу больницы я уже высказался, но закрытие детских домов это преступление. Это началось еще в 2012-2014, когда Майя Санду стала министром образования. Они тогда начали закрывать эти школы по территории Молдовы. И были закрыты очень много учреждений. Для того, чтобы, как они говорили, этих детей дать в нормальные школы. Это стало трагедией для очень многих семей. Для тысяч семей стало трагедией. Поэтому я считаю, что это преступление. Эти школы нужно сохранить. Я лично курировал, будучи президентом страны, вот нам, на ботанике школу мы помогали каждый год. Несколько раз в год, в течение года. То, что касается закрытия университета спорта, вот очень правильно отметил один спортсмен, я читал сегодня его комментарий, говорит, когда мы приходим домой с наградами, Майя Санду сразу прыгает делать селфи. Что вот наш спортсмен взял второе, первое место на чемпионате мира, Европы и так далее. А сейчас в кусты. И Майя Санду, и все ее банда. Понятно, что они закрывают этот университет для того, чтобы взять землю, участок. Для того, чтобы этот участок продать под какие-то застройки. Это тоже преступление. И за это придется ответить. И Майя Санду, и Перчун, и все другие. Роман Бомбу, дом пшените, чеку... Так, а ты здесь слабо пялокур парифи коллаборари. Роман, ной а ментюнаш ментюнезен куда-то. Ной ну авем алт объектив, дикат скуатери для гувернари а Майя Санду ши пас. Ши пунктум. Ши пунктум. Ши пентру ачаста ни сентем гата с ни консолидем к форцели сена тоасри. Ачест луку сентем. Петру Бежан, дом додон се пропи сербатори ле мулт аштептати. Мудеш cu cine le veți petrece? Sărbători plăcut tuturor, alături cei dragi și un an nou fericit. Cineva tot așa întrebare mi-a dat. Nu mai aveți interdicții? Pe unde mergeți în vacanță? Dacă mergeți? Evident, sărbătorile se apropie. Azi e data de 29, mai rămas două zile. Astăzi îmi vin băieții cei mari, sunt ori de la Kazan. Ambii învață acolo, unul la universitate, unul la liceu. Îi aștept cu drag, ca și toți părinții așteaptă copiii acasă. Voi întâlni anul nou, ca de obicei, familia, nu plec nici într-un fel de excursie, nici un fel de vacanță în afara țării, voi fi pe loc. Anul acesta, pe 1 ianuarie, mama mea sărbătorește 70 de ani. Este o sărbătoare foarte frumoasă a familiei, tradițională, pe 1 ianuarie, ziua de naștere a mamei mele. Ceea ce vă doresc și tuturor și dumneavoastră, un an bun. Nicolae Dumitru, bună ziua, domnul Dodon. Tot timpul am votat pe Sirie Mieșcă, dar eu, domnul personal, am fost împotriva legilor parlamentare începate în 2021. Pentru că simțeam că la putere va veni ciuma galbenă.
Acum am o întrebare. Să cotiți că începatele din 2021 a fost o greșeală sau nu? Și altă întrebare. În ce relații vă găsi pe SRM cu partidul lui Chicu? Vă mulțumesc că anticipat. Domnul Nicolae, eu consider că alegerile din 2021 au fost o greșeală. Nu noi le-am provocat, Maia Sandu le-a provocat printr-o decizie ilegală a Curții Constituționale. Atunci erau 51 deputați în Parlament care erau gata să voteze un prim-ministru. Maia Sandu ilegal a dizolvat Parlamentul din 2021. Și asta a dus la venirea Ciumii Galbeni, cum dumneavoastră corect ați numit-o. Deci, dacă nu erau provocate alegeri începate în 2021, eu sunt fiar convins că situația Moldovei era cu totul alta. În ce relație suntem cu partidul lui Chicu? Domnul Chicu a fost prim-ministru și noi am lucrat împreună în guvernul grecian. A fost consilier prezidențial vreo 5-6 luni când eu am fost președinte de țară. După aceea eu l-am înaintat în calitate de șef de stat la funcția de prim-ministru. Și consider că a fost un prim-ministru bun alături de echipa socialistă. În ce relații suntem? În relații bune, constructive. Avem dialog. Spun destul deschis. Avem dialog, discutăm, încercăm să colaborăm. Trebuie să ridicați poporul la protest. Lilea. Bravo, domnul Domn, trebuie să ridicați poporul la protest. Ne ajută Dumnezeu și toată puterea să învingem pe lepra asta mincinoasă. Da, aici comentariile sunt destul de dure. Eu cred că, doamna Lilea, eu consider că cel mai probabil proteste vor fi. Eu nu exclud că în primăvară se vor începe protestele masive împotriva Maia Sandu și ele vor continua până în alegerile prezidențiale. Eu așa simt. Ionel Ion, proteste și alungați ăștia cu americanii. Același întrebare. Худякова Ирина, на одной из передач на журнал ТВ Анатолий Цирано предложил схему по спасению выигрыша на выборах. Санду сделать правительство технократов из представителей разных партий, тем самым спасти 30% рейтинга Санду. Как вы думаете, они пойдут на это? А если пойдут, то каковы перспективы результата выборов? Ирина, ну, видите, если сам вот один из лакеев Майя Санду Цирано признает, что рейтинг Майя Санду падает, оно так и есть. Рейтинг Майя Санду обваливается. Это показывает опрос. Именно поэтому они решили, что давайте вот референдум в надежде, что те, которые проголосуют за европейскую интеграцию, проголосуют и за Майя Санду. Этого не произойдет. То, что касается правительства технократов, я уже говорил и повторюсь. Косметический ремонт не спасет страну от этой желтой плесени. Нужно делать капитальный ремонт. То есть выгнать и президента, и парламент, и правительство. Я не верю в то, что они поменяют правительство на каких-то технократов. Бюджет следующего года настолько дефицитный, что я думаю, что в следующем году у них никаких возможностей делать какие-то серьезные инвестиции не будет. Поэтому им уже ничего не поможет. Конечно, они надеются смахлевать с этим референдумом, как-то снять кого-то с выборов, опять привлечь массово диаспору. Апропо, драч приятен диаспоры. Я спер форте мулк не остаться инцелесен сам Майя Санду шпас. Да, вы азбутат трени урмам по три вами апентру Майя Санду. Да, вы азбут ништи спиранцы. Вы азбутат сам Майя Санду ку. Я кредка ацинцелес. Și atunci când stați în rânduri la vamă, și atunci când coletele care le trimiteți acasă pentru părinți de Crăciun sunt toate desfăcute și aruncate pe jos, și atunci când v-au impozitat suplimentar, și atunci când v-au pus mergi cu buletinul schimbați banii la casele valutare. Eu sper foarte mult că voi ați înțeles ce înseamnă urgia Maia Sandu. Și la următoarele alegeri vom fi mai înțelepți cu toții, mai deștepți, inclusiv și voi. Екатерина Сильна, они же сбегут из страны. Почему вы уверены, что они ответят за свои беззакония? Екатерина, потому что есть закон, который они приняли, который позволяет судить людей даже без их нахождения в стране. Этот закон будет работать против них. Так же, как десятки законов которые и прецедентов, которые они создали за этот период. И вы видели, я очень часто привожу пример Грузии, когда бывший президент Саакашвили вот бегал по странам и оказался там, где оказался. Поэтому Майя Санду будет та же участь. И у тех, которые исполняют ее незаконные поручения, будет та же участь. А по-другому не получится.
Zina Gâtlan, domnul Dodon, adunați vă toate partidele la o masă rotundă și scoateți culoarea galbenă, numai așa o să scoateți pe ea. Doamna Zina, eu de aceea și-am spus, noi trebuie toți împreună să mergem împotriva Maia Sandu. Să încercăm să găsim un candidat comun. Dacă găsim candidat comun, mergem. Dacă nu, merge fiecare partid, dar cu agenda clară împotriva Maia Sandu. Și eu cred că lucrul ăsta este posibil. În orice caz, eu văd că e posibil. Sunt câțiva care nu o să meargă. Usatul o să meargă pe linia lui, că s-o ajute Maia Sandu. Ăsta din Israel o să meargă pe linia lui, evident deja. Dar restul care sunt patrioți adevărați a Republicii Moldova, stataliști, oameni care înțeleg, eu cred că limba comună putem să găsim. Нужен мир, так, Диана Маркович, браво, нужен мир, Молдова должна быть Молдовой, спасибо. Лилия, Лилия, Динова, Дурим, Худяков, уверен, доброго здоровья вашей маме, долгих спасибо. Ну, здесь уже поздравления в конце. Стимас приятень, я кредко распонс практик латуатин треберли. Я драчкун читатень, стимас приятень, чей карьма привез, стимас критич, sau dragi critici care mă criticați, sunt și de aceștia. Ați văzut, eu nu cenzurez mesajele, sunt deschis pentru orice critică, pentru orice propunere. Eu vreau să vă felicit pe toți cu sărbătorile de iarnă. Noi cu toți așteptăm aceste sărbători, care sunt sărbători de familie. Așteptăm pe cei apropiați să vină acasă. Așteptăm copiii, eu aștept băieții. Bunii își așteaptă nepoții să vină cu drag. Și tot timpul de anul nou noi cu toți ne întâlnim lângă părinți, lângă un cămin, lângă un rug, cu mâncarea cea tradițională. Și sperăm toți că o să fie mai bine. Eu vreau să vă dau o dolie, un anumit element de optimism. Dolie optimism, așa dat. Eu sunt fiar convins că anul viitor trebuie să fie un an mai bun pentru noi, pentru Moldovei. Pentru că anul viitor noi o să scăpăm de această urgie. Marea majoritate a cetățenilor Moldovei aceasta își doresc. Își doresc să fie pace acasă, își doresc să fie în relații bune și cu rușii, și cu europeni, și cu americani, și cu români, și cu ucrainenii, cu toți. Așa e moldoveanul nostru. Și eu sunt ferm convins că anul viitor va fi un an anumit de acesta, un an bun pentru Republica Moldova. Un an când vom reveni la normalitate. Un an când vom avea conducători de țară care se vor gândi la țară, dar nu la Soros. Și cum se vândă în Constituție de stat. Eu vreau să mă uit cu optimism în anul care vine. Și vreau acest optimism să vă-l transmit și vouă. Celor care vreți ca la noi în Moldova să fie bine acasă. Și cei de diaspora și cei de acasă. Deci, dragi prieteni, stimați concetățeni, vreau să vă felicit cu sărbătorile de iarnă, cu anul nou, cu Crăciunul, cu Sfântul Vasile, cu Sfântul Ion, când o să sărim în apă rece cu toți bobotează. Și te, Doamne, ca aceste sărbători să ne facă mai puternici pentru a învinge în anul viitor. La mulți ani, dragi prieteni, și cu Doamne ajută. Vă mulțumesc!